Știi că mi-a luat dreptul? Dă-te-mi în față! Vreau să-mi duc la cancelare! Știi că mi-a luat dreptul? Dă-te-mi în față! Vreau să-mi duc la cancelare! Unde am dat drumul? Vreau să-mi duc la cancelare! Acuși vine doamna! Care doamnă? Eu vreau să-mi duc la cancelare cu demers! Dumneavoastră ești fix așa și cetățean ca și toți! Așa! Aici ce ai făcut? Vine doamna la cancelare! Și ori ce stiază, ori ce stiază! Așa-i procedură! Eu vreau copii de ordonanță! Domnul Breve, eu atribuțiile mele de serviciu le cunosc foarte. Și de ce mi-e cauza dreptul? De ce mi-e cauza dreptul? Acum vine doamna în cauză și care e doamna în cauză? Eu trebuie să o fac din cancelare. De ce să vină ea jos când eu trebuie să-mi aia în cauză? Așa e procedura aici. Domnul Diaconu, îmi încalcă drepturile! Polițiștii dumneavoastră îmi încalcă drepturile! Domnul Diacov, săriți! Se încalcă drepturile fundamentale! Păi mai bine? Dă-te într-o parte. Păi mai bine că sunt da. Păi mai bine. Eu am marturi, măcar așa se vede că încălcați drepturile. Nu pune mâna pe mine ca să răspunzi. Eu nu înțeleg de ce râdeți. Nu apărați drepturile cetățenilor acum. El e angajat mai. El e angajat mai. Bine. Dă-te într-o parte. Mă mândresc cu asta, cât s-a angajat mai. Habar n-ai de lege. De ce nu săriți la mine? Vreau să intru la cancelare. Stați o clipă. Vreau să intru la cancelare. De ce nu săriți la mine? De ce nu sări la femeia asta? Păi, dumneiei, nu faci gândăzire. Haideam la cancelare. La cancelare. Uite, pe amândoi să ne bruscheze. Dă-te omul într-o parte că ne încalci drepturile. Dar noi și încălcăm urmă. Domnul Diacon, ne încalcă drepturile! Deci, procedură aici, doamna, așa. Poliția municipală încalcă drepturile. În cancelare. Și cât să așteptăm? O minută. Fiți o minută. Vă rugăm că mai să am oia. Eu vreau voi nu vă știți. Voi nu vă știți drepturile voastre. Care-s drepturile mele? Să nu putem la instituție publică? Să nu poți. Dar care e problema? Instituții publice. Poți vă. Asta e instituții publice. Mă duc la cancelare. Asta e aplic, poți atingi. N-ai voie. Păi dacă mai faci o pas, eu aplic. Cine ești? Cum te numești? Nu are importanță. Așa e, nici nu are importanță. El e purtător de poliție. Dar cui drept reparați acum? Spuneți-vă. Alu Diacov. Mafia lui Diacov! Vreau să intru la cancelarie! Bandiți în uniformă și cu cătușe stau în cale! Diacov, demisia! Ești cu pistolul, copa, el ești cu pistolul și se laudă pe chestia asta. Dă-te omule într-o parte că ai să răspunzi. Ai să rămâi fără epoleț. Cum te numești? Vreau să intru la cancelare. Dă-te într-o parte. Ce râdeți? Eu nu înțeleg de ce râdeți. Dă-te omule într-o parte. Vreau să cum râdeți? Vă distrați acum. Diacov! Vreau să intru la cancelarie! Ivan Diacov, mafiotule! Vine și-ți ia bandiță de aici! Vreau să intru la cancelare. Cum te numești? E vineri seara și cred că nimeni nu-i. Posibil, poate. Nu, eu nici nu am auzit că vreau omul să intru la cancelare. O ce vrei să o registreze? Să închipui o chestie banală. Ce vrei să o registreze? Și trebuie atâta... Păi, explic procedura care, dar domnul... Procedura ilegală. Noi deja stăm 10 minute. Procedura ilegală. Da. Cum te numești? Doamne, și de asta vă rășuneați să spuneți, nu vă vă mândriți. Eu nu fac chestii ilegale și el de atâta steme, să nu-l vadă nevastă, să nu-l vadă soacra. De ce faci chestii ilegale? Că așa ți-o zis Diacov. De ce nu-mi dai voie circul într-o instituție publică la procuratura municipală? Domnule, eu foarte bine. Și cum sună el? Să ne grădești mie acces în instituție? Dar noi și drept revie. Dar noi și drept revie. Noi și drept. Dumneavoastră nu mă dumneavoastră și-a buscat. Ce buscați? Cum vrei? Dă-te omul într-o carte. Vreau să intru la procuratură. Vine doamnă și vă registrează cele. Și eu vreau copii de pe ordonanță. Da, nu știu și copii și tot. Eu vreau copii de pe ordonanță. Și de ce nu mă las într-un birou la ea? Ea face ceva secret, ilegal acolo? Nu. Poate dormea, poate mânca cu și... Păi, dar 10 persoane, toți în da, cabinet. Da, toți 10 au drept să instituție publică. Instituție publică, dar este oricare, oricare, nu? Cetățenul ăsta spraia, de ce a intrat? Păi, e procuror. Așa, și eu nu sunt procuror, eu sunt cetățean, eu îi plătesc salariul procurorului. Ce mai vă ruscați, omule? Domnișoară, îmi dați ordonanța acum, copia ordonanței în care eu cer. Am scris cerere, da. Efectă-i cerere, mi-a bătut o colegă din Italia. Și vă rog, fără filmare. Dar ce mă rog? Mi-a interzice și aici la dreptul. Dați să semnez documentul sau vă duceți așa. Da. Dați-mi voi spune ce cu ea. Îngerul, cum vreți, mă cum, ca să fiți voi fericiți. De ce nu sunteți rezonabil? El, ce, cui încurcă? Cui? Eu văd că vă distrați. De când vă văd numai că râdeți. Ce vă amuză? Nu, 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 n
Asta e amuzant să încalci drepturile cetățenilor. Domnul Iacov ne încalcă drepturile. Ivan Iacov. Fiindcă nu... Fiindcă nu auziți. Ia stați de aici, Ivan Iacov. El nici nu e ce vreau să evident că nu e. De ce Ivan Iacov nu e la ora asta la Procuratura Municipală? Nu e aici, unii strigați. Dar unde e? Poate Procuratura e mare. A, nu, e aici, pe Romul. Lasă-mă că știu eu. Am mai fost. Când era accesul liber, când nu era îngrădit, am mai fost eu și la Ivan Iacov și la... Ține bine, filmează-mă. Da, este dreptul meu fundamental. Să te vadă toată lumea cum bine, fost. Bine, și eu poți filmează. Filmează-mă, dacă mai filmați... Încercați și încercați altă atitudine. Mă bruscați, domnule. Cum te-am bruscat, domnule? Am vrut să la procurator. Cine s-a agățat primul de mine? Cine s-a agățat primul de mine? Eu sau dumneata? Dumneavoastră. Cum? Eu am vrut să-mi la... De ce? Eu, de-a. Și ți-am făcut eu? Am vrut să-mi duc. Pentru că e dreptul meu. Instituție publică aici. Eu ce fac? Și ce demonstrați dumneavoastră prin asta? Te întreabă Ileana. Eu ce demonstrezi? Mă duc la cancelare. Păi stați, vă dacă nu vine. Da, dacă nu vine. Mă duc să văd ce face fata asta, că e plătită din banii mei. Mergeți împreună, eu păzesc ușa jos. Cum ți-a? Păi, mă strângi, știi ce faci? Hai să mă omor și hai să răspund, știi? Hai să mă omor și hai să răspund. Ce faci? Tragi de cameră? Știi cât costă camera asta? Știi? Camera asta costă cât salariul dumneavoastră lunar. Stai aici ca un câine la cușa Diacov și te port ca o jabă. Așa e miserie. Dă dintr-o parte. Așa e miserie. Ce miserie? Să ai la oameni așa, așa să muști? Să muști oameni? Dă dintr-o parte. Dar pe cine protejați acum? Pe Diacov, pe Ivan Diacov. Să nu trebuiască într-o zi să aveți nevoie el să vă apere drepturile. Cum te numești? Dacă sau a copiilor dumneavoastră, sau a soției. Ce nu te prezinți? Cum te numești? A, asta și dar nu știi că eu știu obligat ca polițist prezent, funcționar public. De ce stai la poartă și ai și fără cameră și ei, cum să nu? Dar mai vreau să am martori, cum te porți? Dacă era fără cameră, cum aveți poartă? Vrei să spargi capul, cred că, dar așa nu mi îmi pare că dumnealui s-a mută, fiindcă de când am venit, ați avut tot timpul, schemați doamna și noi eram deja plecați. Dar dumneavoastră râdeți, râdeți. Când el a strigat. Și unde cere? Și unde cere de mea? Când? Și de ce n-ați făcut asta în prima clipă? Care-i rostul vostru și de jos? Jabră. Ești? Păzește mafie. Atâta lucru faci. Sare la oameni. Moșii. Eu înțeleg că poate vrei mereu de acasă. Cum să mă duc la expertiză medico-legală și să răspund. Bine. Bine. Dă-te într-o parte. Nu vrei. Dă-te într-o parte. Nici măcar nu te-ai prezentat. Nu știu cine ești. Poate ești un mafiot. Poate ești un mafiot îmbrăcat în uniformă de polițist. Sau acolo e bitrec. E trec probabil, sau cine știi ce faci? Sex, în grup, grămadă, la da. Cancelare. Gata. Nu dați ordonanță de muncă? Dar tu nu trebuie să fie la cancelare, că e pământat de onoare. Da unde e pisat? Și cine trebuie să facă chestia? Doar în 3 zile să vă se dă răspuns. Și eu ce-ți venea să mă bat cu irresponsabilul ăsta? Să trimit spre Buști ca așa asta. Credeți? Cu cât întârziere? Eu când ați pot contesta documentul ăsta? Să fie expirat deja, nu? Nu e deja. Ivan, Ivan Diacov, este la birou? Nu. Nu unde se duce? E ora 4 abia, nu? Ce faci, domnule? Să mă duci. Bine. Dă-mi voie să nu știu, văd, Diacov. Ivan Diacov, să nu vede de ce vă portați așa. Dacă să nu vreau și... Такое напряжение создаете здесь, государственные учреждения. Так, да, где спорта, что такое государственные учреждения? Ivan Iacov! Că te uiți să-l bați pe lede și ai mai văzut oameni vreodată? Ai mai văzut oameni vreodată? Se pare că n-ai înțeles. Și mai bui oameni pe tine, așa? Și mai bui oameni pe tine. Tot voi adistrați, nu pot înțelege. Bine. Și cum vă cheamă? Hai să afli, Ileana. Bruschez și-o fumie, așa, mamă, muncă, bărbăție îți trebuie și profesionalism, așa te-a învățat legea, nu? Ivan Diacov și cu ministrul Recean. Mama voastră de bani, cum a stat